În dimineața aceasta ne vom uita la al doilea pas în procesul acesta de interacționare cu Cuvântul lui Dumnezeu, și anume la meditație. Și vă aduceți aminte că ieri am pus un fundament cu privire la importanța Cuvântului lui Dumnezeu și ne-am uitat la caracterul Cuvântului. Și de ce am făcut lucrul acesta? Pentru că potrivit cu Ioan 15, este absolut fundamental să rămânem în Hristos, da? Pentru că numai dacă rămânem în El și dacă rămân cuvintele Lui în noi, atunci putem să-i cerem lui Dumnezeu în numele Lui, o să vedem astăzi, și vom primi toate lucrurile. De ce? Ca să aducem rod pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Este absolut fundamental să rămânem în Hristos și asta înseamnă să fim dependenți de El, și am văzut ieri că numai prin rămânerea cuvântului în noi sau cuvintelor sale în noi rămânem în Hristos. Da. Și mai apoi ne-am uitat la citirea cuvântului. Așa începem, da? Începem cu citirea cuvântului. Dacă nu citești cuvântul lui Dumnezeu, nu pot cuvintele lui Hristos să rămână în inima ta, în inima mea. Fericit este cine citește. Și am încercat să vedem cum ar trebui să fie citirea asta. Întotdeauna ar trebui să urmărească, să înțeleagă ceea ce scrie în Scriptură, nu ceea ce ne imaginăm noi că ar trebui să însemne lucrul acesta. Corect? Da. Acum mergem un pas mai departe și ne îndreptăm înspre meditație, pentru că citirea întotdeauna trebuie să fie făcută într-un mod care să țintească înspre transformarea inimii noastre. Cum facem ca ceea ce citim să se imprime adânc în inima noastră? Evident, e lucrarea Duhului Sfânt. E lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața noastră. E ceea ce El face. Dar în același timp, Dumnezeu ne învață cum lucrează Duhul Sfânt. Și vreau să vă aduc aminte că noi, atunci când ne apropiem de Scriptură, noi nu ne apropiem doar de un text vechi și antic. De fapt, nu facem lucrul acesta. Ne apropiem de o persoană vie care ne vorbește astăzi, acum, aici. Credeți lucrul acesta? Când îmi deschid Scripturile, vreau să mă întâlnesc cu Hristos. Ăsta este scopul. Da? Nu vreau doar să analizez un cuvânt, nu vreau doar să îl citesc, ci vreau să am comuniune cu o persoană vie. Și atunci, după ce citesc cuvântul, este important să mă opresc asupra lui și să meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Cum și ce este meditația și cum facem lucrul acesta sunt aspectele de care ne vom ocupa în prima sesiune. Haideți să ne uităm la câteva texte din Scriptură care țintesc sau care ne învață, ne cheamă la o meditație la cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar la o citire, ci la o meditație. Da. Iosua 1:8, poate că l-ai învățat de mic, dacă ai crescut în biserică. Da? Dacă nu, ai ocazia să-l înveți acum. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă sau meditează. Este același cuvânt, sunt sinonime. Cugetă asupra ei zi și noapte, veghind astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera. Cartea aceasta a legii se referă la cuvântul lui Dumnezeu. Evident, la primele 5 cărți ale lui Moise pentru Iosua atunci, în momentul respectiv. Dar Iosua, ca lider care conduce poporul lui Dumnezeu, are nevoie de o autoritate mai mare decât conducerea lui. Are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie de să înțeleagă inima lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Și atunci, ce trebuie să facă el? El este chemat să mediteze asupra acestei cărți. Când? Zi și noapte. Zi și noapte. Observați un proces care depășește
timpul acela pe care ni-l punem noi de obicei deoparte, dacă ni-l punem pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și rămânerea în Hristos începe cu citirea Cuvântului, dar mai apoi ne face ca mintea să caute, să cugete la Cuvântul lui Dumnezeu din nou și din nou. Până acolo încât atunci când te trezești noaptea, gândurile tale să se îndrepte înspre Cuvântul lui Dumnezeu, înspre adevărurile Lui. În loc de îngrijorări și în loc de frământări, Cuvântul lui Hristos să capteze mintea și inima noastră. Și în timpul zilei, când mergem la lucru și când interacționăm unii cu alții, Cuvântul lui Hristos este undeva în spatele scenei, da? Și ne furnizează, ne direcționează atenția. De ce? Pentru că până la urmă, în momentul în care l-a îmbrățișat pe Hristos, a început un proces de înnoire a minții. Suntem bombardați cu tot felul de interpretări ale lumii cu privire la realitate, la ce este realitatea. Și toate acestea sunt în concurență cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu este chemat să cugete, să mediteze la Cuvânt. De ce? Ca să-L împlinească, nu? Astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea. Am văzut ieri că dacă citești, scopul nu este doar să citești, ci scopul este să împlinești, să păzești. Aici ni se spune că nu doar citirea, ci cugetarea, meditarea la Cuvânt este un mijloc prin care împlinești Cuvântul. Căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera, atunci vei rodi. Atunci viața ta va fi va aduce ca rod o mulțime de lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu și care îl glorifică pe El. Psalmul 1, primele trei versete, un psalm pe care din nou poate că l-ați învățat, l-ați memorat, dar l-ați învățat pe din afară, vă încurajez să memorați Scriptura. Nu e târziu, dacă n-ați făcut-o, învățați să memorați Scriptura. E o luptă și pentru mine, dar este extraordinar să putem să memorăm Scriptura. Ne încetinește și ne face să medităm. Iată ce spune psalmul acesta. Ferice de omul. De care om? Care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. El prosperă în tot ceea ce face. Cine este omul binecuvântat? Omul care nu pornește într-o direcție, ci are altceva în schimb. Vedeți, progresia aceasta nu se duce la sfatul celor răi, adică nu ascultă ceea ce spun oamenii răi, ceea ce plănuiesc oamenii răi, nu se duce în direcția aceea. Dacă s-ar duce și ar asculta sfatul celor răi, foarte probabil s-ar opri pe calea lor și în cele din urmă s-ar așeza pe scaunul bagiocoritorilor. Dar omul care nu merge în direcția sfaturilor celor răi și nu începe să adopte metodele și practicile lor în așa fel încât să devină unul dintre bagiocoritorii, este cel care își găsește plăcerea în legea Domnului. Asta e alternativa. Adevărul este, dragilor, că nu putem rămâne neutri. Când spunem, n-am timp de Cuvântul lui Dumnezeu, altceva se întipărește în inima ta, în mintea ta. Nu există, acum știi, sunt neutru, nu mă duc nici acolo, n-am nici timp de Cuvântul lui Dumnezeu, dar păstrez echilibru. Nu există așa ceva. Când nu îți găsești plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu, îmbrățișezi alternativa, îmbrățișezi interpretările lumii, îmbrățișezi sfaturile celor răi.
Singura posibilitate ca mintea ta să fie înnoită este să-ți găsești plăcerea în legea Domnului. Și aici ne spune că odată ce inima este îndreptată înspre legea lui Dumnezeu, cugetă la legea lui când? Zi și noapte. Observați același paralel cu Iosua 1:8? Zi și noapte. Îmi frământ mintea și inima cu cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Și rezultatul? Rodire. El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă, ce imagine frumoasă, care își dă rodul la vremea lui. Iosua 1:8, Psalmul 1:1-3 și Ioan 15, toate au aceeași direcție. Da? Rămâneți în mine și veți aduce rod. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Hristos și vei aduce rod. Vei fi ca un pom sădit lângă un izvor de ape, pentru că îți vei lua seva de acolo. Vei fi conectat la viță și există o legătură vitală cu Hristos, ceea ce va conduce la rod. Și imaginea din Psalmul 1, o să revenim la el, are de-a face și cu vremuri dificile, cu vremuri de suferință, în care omul credincios va continua să aducă rod. Va continua să fie verde, pentru că este conectat la cuvântul lui Dumnezeu. Vreau doar să citesc și un verset din Noul Testament, 1 Timotei 4:15. Pavel îi spune lui Timotei, cugetă la aceste lucruri, la lucrurile pe care Pavel le-a scris în epistolă și care sunt cuvintele lui Dumnezeu. Pavel este un apostol inspirat de Dumnezeu. Cugetă la aceste lucruri. Nu doar să le citești, cugetă asupra lor. Adâncește-te în ele. Observați ce înseamnă meditația. Vom creiona o definiție pentru ea. Dar este de la suprafață, de la o primă vedere superficială, caută să te adâncești, caută să te scufunzi, să pătrunzi mai adânc. Nu le citi în viteză, da? Ci caută să se așeze aceste adevăruri în mintea și în inima ta. Adâncește-te în ele pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. Progresia ta spirituală să fie evidentă, să fie clară și alții să observe progresia ta și creșterea ta spirituală. Deci este absolut fundamental cuvântul și meditația la el pentru rodire și pentru creștere spirituală. Noi am fost făcuți pentru meditație. Dumnezeu ne-a creat în felul în care a făcut-o, ca să putem reflecta, da? Meditația este arta pierdută a generației noastre. Atât de puțin oameni și atât de puțin creștini reușesc să se oprească din aglomerația lor și să reflecte. Tot timpul avem ceva de făcut. Tot timpul suntem în viteză. Și asta spre nenorocirea noastră. Da? Da. Știți proverbul, nu-i proverb, e o glumă. Ce faci, Ioane? Stai și cugeți? Nu mă stau. Da. N-avem timp. N-avem timp. Și când ne oprim, dar nu cugetăm. Însă Dumnezeu ne-a creat după chipul Lui cu abilitatea de a reflecta asupra lucrurilor. Animalele nu stau să mediteze. Funcționează pe baza instinctului. Noi avem un suflet și putem să reflectăm la adevăruri, să le cântărim, să ne gândim la ele. Meditația este mijlocul prin care cuvântul lui Hristos locuiește în noi. Aduceți aminte de Coloseni 3:16? Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi. Deci, de la o citire superficială, cuvântul pătrunde în noi. Își face locuința în noi. Începe să ne umple, să ne controleze, să ne direcționeze.
Asta este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Evanghelia, realitățile pe care le găsim în Scriptură se sedimentează în viața noastră și ca urmare ne învățăm și ne sfătuim unii pe alții cu toată înțelepciunea și îl lăudăm pe Domnul, da? Meditația ne ajută să trecem adevărurile Evangheliei de la minte la inimă. Da? Le citim, le înțelegem intelectual, numai cum facem transferul de la ceea ce înțeleg cognitiv la inimă? Cum îmi afectează sentimentele, dispozițiile, înclinațiile inimii? Ei bine, meditația este procesul acesta în care adevărul lui Dumnezeu coboară de la minte la inimă. Încă o dată e lucrarea Duhului Sfânt, dar contrapartida lucrării Duhului Sfânt este prin meditarea la cuvânt. Și așa cum spunea cineva, atunci când citim Biblia, greblăm și adunăm frunze. Când o studiem, facem săpături după diamante. Când medităm la ea, ne minunăm de diamantele găsite. Dacă citești doar superficial, știi ceva, așa cât să nu știi nimic. Dacă studiezi, și e efort, da? S-ar putea să găsești lucruri extraordinare. Și când meditezi, te minunezi de aceste adevăruri. Da? Meditația la cuvânt ne modelează sufletul, ne schimbă. O trăire evlavioasă, o trăire nouă, este rezultatul unei inimi fascinate. Dumnezeu ne cheamă să fim fascinați de Evanghelie, de Hristos. Ne cheamă să fim entuziasmați, să fim uimiți. Oarecum am putea să ne închinăm și să spunem lui Dumnezeu: ce mare ești, o Doamne mare, când privesc natura. Numai un om fascinat poate să se închine. Numai un om fascinat poate să trăiască diferit față de ce a fost învățat până atunci de păcat. Noi mergem la Biblie pentru a deveni fascinați de Dumnezeu, de Hristos, de crucea Lui, de harul Evangheliei. Și da, după cum spuneam în sesiunile trecute, Biblia este pentru noi, dar nu este mod principal despre noi. Este despre El. Și ajungem să îl cunoaștem pe El când citim și când medităm și începem să vedem gloria lui Hristos pe paginile Scripturii. 2 Corinteni, capitolul 3, compară vechiul legământ și noul legământ și în această comparație Pavel spune că în vechiul legământ, în mod principal, legea lui Dumnezeu a fost întipărită pe table de piatră, în contrast, noul legământ este lucrarea Duhului care întipărește cuvântul lui în inima noastră și că oamenii, în mare parte, în contextul vechiului legământ, vedeau, citeau legile, dar nu vedeau gloria lui Dumnezeu, fața lor era acoperită, mahrama aceea, dar era acoperită, inima era, e o imagine a împietririi inimii. Dar în Hristos ce se întâmplă? Mahrama este dată la o parte și nu doar că legea lui Dumnezeu este scrisă pe niște table de piatră, dar începem să vedem gloria lui Hristos. În cuvântul său, în Evanghelie, ne afectează inima. Și versetul 18 spune: iar noi toți cu fața neacoperită, adică cu mahrama dată la o parte, reflectând, sau o altă traducere ar putea să, spune, contemplând gloria Domnului ca într-o oglindă, suntem transformați după același chip al său, din glorie în glorie, și aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Ești schimbat și sunt schimbat pe măsură ce sunt fascinat de Dumnezeu și de gloria lui Hristos.
Dacă nu există fascinație, dacă nu există uimire, nu voi fi transformat. Observați că asta e adevărat și cu privire la oameni. Când doi oameni se iubesc și se prețuiesc de-a lungul unei vieți, până și trăsăturile fizice tind să se asemene. După o viață, doi oameni devin asemănători, până și fizic, aproape și fizic, dar cu siguranță în comportament, cu siguranță în multe alte aspecte. De ce? Pentru că se prețuiesc, se iubesc, sunt fascinați. Bine, așa se întâmplă și cu noi. Da. Ce este meditația? Haideți să ne uităm la o definiție a meditației. Donald Whitney, un comentator biblic, definește meditația astfel. Este o gândire concentrată. Gândire concentrată asupra adevărurilor și realităților spirituale descoperite în Scriptură, în scopul înțelegerii, aplicației și rugăciunii. Meditația ne ajută să înțelegem, ne ajută să aplicăm la viața noastră și de asemenea să mergem înspre rugăciune. Este podul care ne conduce înspre rugăciune bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Meditația creștină este diferită de meditația non-creștină. Da? Yoga, multe alte practici orientale, da? Toate, ai aplicații pe telefon care te învață să meditezi, da? Puteți să căutați dacă vreți. Nu? Cum să? Da. Meditația este o gândire concentrată asupra adevărurilor și realităților spirituale descoperite în Scriptură, în scopul înțelegerii, aplicației și rugăciunii. Meditația creștină este specifică. Nu este meditația așa cum auzim în alte cercuri spirituale. Da? Meditația creștină nu presupune golirea minții. Da? Adică nu, ideea nu este să fii zen. Să-ți golești mintea de toate preocupările, să nu te mai gândești la nimic, să încerci să intri într-o stare în care să nu te mai afecteze nimic. Nu ăsta e scopul meditației. Nu asta e practica despre care vorbește Biblia. Mai degrabă e umplerea minții cu substanță biblică, cu adevăruri biblice, cu adevărurile Evangheliei, adevăruri din afara noastră, la care noi nu ne gândim în mod natural. Da? Și mestecăm conținutul acestor adevăruri până când începem să simțim în inima noastră frumusețe și dulceață. Până când inima noastră este înflăcărată și preocupată de aceste adevăruri. Acum, vreau să mai spun un lucru. Dacă nu meditezi, ai zice că nu meditezi, că n-ai timp de meditare, da? Vreau să spun că noi toți experimentăm meditația. Da? Doar că de cele mai multe ori, dacă nu suntem intenționali și dacă nu medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, alternativa este să medităm la alte lucruri. Haideți să ne gândim puțin, să vă dau un exemplu. Ai avut un conflict cu cineva vreodată? Ai avut? Da. Ai avut, nu știu. O neînțelegere. Ți-a făcut, te-a jignit cineva, te-a călcat pe bătătură. Ce faci? Oare ce a vrut să facă? Care sunt intențiile? Și începi să te frămânți cu această realitate, da? Meditezi, practic. Meditezi ce a vrut, de ce a zis, o întorci pe toate părțile. După aceea te gândești cum să-i răspunzi. O să-i spun așa și așa și sigur el o să-mi spun așa și sau o să-l ocolesc și așa mai departe. Noi medităm.
Doar că problema e că medităm la minciuni, la neadevăruri, la gânduri nocive și le întreținem. Și după aceea crește amărăciunea în inima noastră și resentimentele. De ce? Pentru că ne funcționează mintea. Și uneori și noaptea când ne trezim, ne gândim la asta. La ce mi-a făcut? Care sunt intențiile? Cum o să mă răzbun? Sau cum o să îi aplic tratamentul tăcerii? Sau o să-l ignor? Nu? Și toate astea sunt o formă de meditație, dar toate nu la adevărurile lui Dumnezeu, ci la impulsurile păcatului, la înclinațiile păcatului din inima noastră. Deci, chemarea este să ne îndreptăm mintea și inima spre ce spune Scriptura, nu ceea ce suntem noi înclinați să ne gândim. Și vom vorbi despre felul în care să medităm la Scriptură. Da? Sunt trei componente importante. Fixarea minții asupra adevărurilor din Scriptură, da? Mai apoi înclinația inimii asupra adevărurilor din Scriptură și a treia componentă, experimentarea prezenței și bucuriei în Dumnezeu. Da? Fixarea minții, vreau să mă concentrez asupra celor adevăruri, înclinația inimii, o să vedem de ce este importantă, și mai apoi experimentarea prezenței și bucuriei lui Dumnezeu. Da? Fixarea minții. Citesc Scriptura, gândește-te la citirea Scripturii ca la o survolare a pasajului biblic, pentru a găsi un loc unde să te așezi pentru câteva momente ca să meditezi. Spuneam că, ok, meditația necesită efort, necesită concentrare. Ar fi fain să poți medita asupra unui întreg capitol. Și putem să o facem, da? Dar ceea ce vreau să vă încurajez este să căutăm să medităm împreună zilnic, zi și noapte. Da? Și atunci trebuie să caut un pasaj mai restrâns ca să meditez. Da? Acestea devin momentele cele mai bogate ale absorbirii cuvântului. Ați avut un pasaj pentru zilele acestea de citit din Coloseni? Da? Oprește-te asupra unei secțiuni. Da? Citește un verset sau câteva versete care îți atrag atenția în ritm scăzut, cu mare atenție, și subliniază și gândește-te la fiecare cuvânt în parte pentru semnificația lui. Coloseni 1 cu versetul 15, haideți să ne gândim puțin. El, Hristos, este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conduceri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Și încep să citesc textul acesta și să mă concentrez asupra Lui. Cum adică Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut? El este chipul Dumnezeului nevăzut. El, Hristos, este chipul Dumnezeului nevăzut. Și iau fiecare cuvânt și încep să mă gândesc la el. Pentru că dacă nu fac lucrul ăsta, merg așa în viteză, parcă am auzit ceva de chip, nu știu să fac legăturile. Da? Dumnezeul nevăzut, pe care nu-l vede nimeni și nu l-a văzut vreodată, ni se spune că Hristos este chipul, este imaginea acestui Dumnezeu nevăzut. Îl vezi pe Hristos, îl vezi pe Dumnezeul acesta, creator al întregului univers. Întâiul născut peste întreaga creație. Are întâietate peste toată creația. Și mai apoi vezi de ce are întâietate peste întreaga creație. Pentru că prin El, prin Iisus Hristos, au fost create toate lucrurile. Adică încă din Geneza, în momentul în care Dumnezeu a creat
Tot ceea ce vedem astăzi a creat prin Hristos, prin acest Iisus care s-a, prin Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a umblat în Israel și care a trăit o viață. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El, prin El au fost create toate lucrurile. În ceruri și pe pământ. Adică nu doar ceea ce, ce este aici pe planeta noastră, ci ceea ce este în galaxii. În ceea ce privesc, cerurile acestea au fost create prin Hristos. Cele văzute și cele nevăzute, ceea ce văd, dar și lumea spirituală pe care nu o văd, prin Iisus Hristos au fost făcute. Și continui. Și mă opresc asupra fiecărui cuvânt și văd relația cu celelalte cuvinte și încep să meditez. Cum este Hristos? Cine este Hristos? Și e diferit față de viteză că trebuie să plec, să citesc un verset. Trebuie să te oprești. Și să lași adevărurile Scripturii, nu să-ți golești mintea. Nu să citești doar propriile tale gânduri, dar ce este acolo? Să începi să le iei ca un diamant. Nu avem diamante. Da. Ai primit un inel de logotă și te uiți la el și îl întorci pe toate părțile și te uiți la frumusețea lui ca să admiri. Da? Asta suntem chemați să facem cu Scriptura, cu adevărurile ei. Da? Ne fixăm mintea să vedem semnificația. Mai apoi, caută să te gândești la aplicațiile versetului folosind următoarele întrebări. Și le aveți. Sunt 4 întrebări pe care le putem pune la fiecare text. Uitându-mă în textul acesta, primul lucru, vreau să văd cum este caracterul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia e despre Dumnezeu. Da? Cum este acest caracter al lui Dumnezeu? Cum este Dumnezeu portretizat? Ce îmi spune textul despre inima lui Dumnezeu? Despre atributele lui Dumnezeu? Despre caracteristicile lui? Nu în primul rând despre mine, ci despre El. Cum este acest Dumnezeu? Și răspund și mă uit la... Acum, în anumite texte pot să răspund mai ușor, nu? În alte texte pot să răspund mai greu. Adică trebuie să meditez mai mult. Dar chiar dacă, de exemplu, în numeroase texte nu mi se subliniază caracterul lui Dumnezeu, să zicem că am de a face cu o poruncă și nu mi se spune caracterul lui Dumnezeu, dar aș putea să întreb ce fel de Dumnezeu dă această poruncă. Când Dumnezeu îmi spune când Domnul Iisus Hristos îmi spune să nu-i spun fratele meu prostule sau nebunule, ce fel de Dumnezeu, ce fel de caracter are Dumnezeul acesta care mă cheamă să nu mai rostesc cuvinte urâte față de fratele meu, să-l jignesc, să-l disprețuiesc? Și pot contempla sfințenia lui Dumnezeu, integritatea lui, faptul că el spune întotdeauna adevărul, că nu e preocupat să jignească, să desconsidere, să disprețuiască, nu? Încep să meditez la asta. Da? Asta e prima întrebare. Cum este caracterul lui Dumnezeu? Orice text poți să răspunzi la asta. Și stai și meditezi. Da? Încă o dată, nu în viteză. Stai și te gândești la asta. Cum este inima mea descrisă în lumina caracterului lui Dumnezeu? Realitatea este că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, dar din cauza păcatului, adesea suntem opuși caracterului lui Dumnezeu. Și când mă uit poate la o poruncă de genul acesta, văd, Doamne, eu sunt înclinat să spun tot felul de vorbe, să îl pun la zid pe fratele meu. Uite, inima mea este înclinată. Ar trebui să rostească doar adevărul, dar inima mea tinde să facă lucrurile astea. Și nu mă opresc doar la niște cuvinte, prostule sau nebunule, ci încep să văd dorința coruptă a inimii mele de a-i pune pe oameni la zid, de a-i tăia. Da? Și văd înclinația inimii, nu doar că am
am spus lucrul ăsta, ci văd dispoziția inimii mele de a răspunde în felul acesta. Sau poate că mă uit la un alt text și văd slăbiciunile mele, adică nevoile mele, faptul că sunt foarte limitat, că nu am înțelepciunea de care am nevoie și o mărturisesc, o să vedem imediat în rugăciune. Dar e important să văd, păi, cum e inima mea? În lumina textului, în lumina caracterului lui Dumnezeu. Și vorbesc de păcatele mele aici, sau de slăbiciunile mele, sau de limitările mele și bine să le conștientizez în lumina textului. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este întâi peste toată creația. Da? Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Și pot să mă gândesc, păi inima mea vrea să fie în centrul acestui univers. Eu vreau să fiu în centru. Eu vreau să am întâietate. Oamenii să vorbească despre mine. Să se învârte în jurul meu. Le spun copiilor mei, nu voi sunteți în centrul universului. Ne purtăm de parcă toți ceilalți ar trebui să se învârtă în jurul nostru, da? Bun. 3. Cum este exprimată Evanghelia? Ce lucrează Dumnezeu? Ce promite El? Odată caracterul lui Dumnezeu sau atributele lui, cum este Dumnezeu, dar mai apoi și ce face Dumnezeu? Sau ce promite? Cum acționează El? Care este Evanghelia în textul acesta? Și pot să văd în unele texte mai ușor, în altele mai dificil. De exemplu, El ne-a eliberat de sub autoritatea Întunericului și ne-a așezat în împărăția Fiului dragostei sale. Wow! Uite Evanghelia acolo. Și îmi scriu. Și iată ce face Dumnezeu. Sau poate îmi dă o promisiune. Îmi dă o promisiune. Și este Evanghelie. Da? Da? Promisiunea iertării de păcate sau promisiunea că El va fi prezent cu mine. Ce har, ce face El, da? Și în al patrulea rând, în lumina acestui text, cum ar trebui să răspund? Eu. Cum ar trebui să răspund? Ce anume sunt chemat să cred? Este o promisiune de crezut acolo? Ar trebui să o cred. Așa ar trebui să răspund. E o avertizare de care să mă tem? Ar trebui să mă tem de această avertizare. Și mă gândesc la asta. Sau ce ar trebui să devin? Cum vrea Dumnezeu să devin? Sau ce ar trebui să fac în mod concret? Cum ar trebui să răspund la acest text? Pentru că Dumnezeu nu vorbește niciodată degeaba. 4. Memorează versetul sau versetele pentru a te gândi la ele de-a lungul zilei. 5. Notează-ți versetul și gândurile descoperite într-un caiet. Ajută să ne scriem. Chiar dacă scriem o idee la fiecare întrebare, o singură idee. Da. Acum, înclinarea inimii asupra adevărurilor din Scriptură. Am înțeles, îmi concentrez mintea, acum este înclinația inimii asupra adevărurilor din Scriptură. De ce? Deși adevărurile Scripturii sunt glorioase, inima mea adesea este rece, este nepăsătoare, este indiferentă. Și oricât de frumos ar fi ce îmi spune Dumnezeu, inima mea e stană de piatră. Meditația ne învață să ne predicăm nouă înșine. Psalmul 42:5. Adică Martin Lloyd-Jones afirmă asta în cartea Depresie Spirituală. Spunea el la un moment dat, nu e așa că te trezești în fiecare dimineață și ești bombardat cu tot felul de gânduri? Cum ar fi să nu te mai asculți, să nu-ți mai asculți propriile gânduri, ci să începi să-ți predici adevărurile lui Dumnezeu, propriei tale inimi? Adică te trezești cu dispoziția asta de n-am chef de nimic, vremea e urâtă, ce nasol, trebuie să merg la lucru. Cum ar fi să încep să spun, stai puțin, Evanghelia este glorioasă. Iisus Hristos a murit și a înviat ca să-mi dea o viață nouă, ca astăzi să trăiesc pentru El. Astăzi este cu mine, da? Acum, e asta o practică scripturală?
Este. Ascultați ce spune psalmistul în psalmul 42:5. Suflete al meu, cu cine vorbește psalmistul? De ce te mâhnești și gemi înăuntrul meu? Puneți speranța în Dumnezeu, că iarăși îi voi mulțumi. El este ajutorul meu. Și vezi că ești mâhnit, nu te încurajează nimeni, dar înveți ceva din Scriptură. Suflete, ce nu e în regulă cu tine? Deci ce-i cu dispoziția asta? Ce-i cu răceala asta? Ce s-a schimbat Dumnezeu? Iată ce spune Dumnezeu. De ce te mâhnești? Pune speranța în Dumnezeu, încrede-te în El, meditează la cuvântul lui Dumnezeu și aplică, trezește-ți inima, trezește-te. Sunt multe alte îndemnuri din Noul Testament, da? Sau Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Noi le uităm. Și atunci, stai de vorbă cu tine însuți. Adu-ți aminte câte binecuvântări, câte binefaceri. Îți iartă toate păcatele, îți vindecă toate bolile, îți încununează viața cu abundență și har. Cum să stai nepăsător față de asta? Cum să nu-L lauzi? Cum să te trezești și să fii toată ziua morocănos? Ceva nu e în regulă cu inima ta. Și încep să nu mai fii dominat de dispoziții și de chef și de toane, ci înveți să-ți aplici Evanghelia realității. Treci și ai tins să te îngrijorezi, știi, și ți-aduci aminte și meditezi la adevărurile lui Dumnezeu. Cuvântul îmi spune să nu mă îngrijorez. Încetează să te îngrijorezi. Puneți încrederea în Domnul. Aș vrea să continui, dar fiecare dintre acestea o predică și frații mi-au zis că mai am 3 minute. Cuvântul meditație înseamnă practic în limba ebraică a vorbi sau a murmura. Când acest lucru se face în inimă, el se numește cugetare sau meditație. Să meditezi asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte înseamnă să-ți vorbești ție însuți din cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Să te gândești la el, să-ți pui întrebări legate de el și să răspunzi la ele tot din Scriptură. Să te întrebi în ce mod acele lucruri ți se pot aplica ție sau altora, să cugeți la implicațiile cuvântului. Dacă asta e adevărat, cum ar trebui să se vadă viața mea? Da? Predică-ți inimii tale până când e conectată cu adevărul, spunea Tim Keller. Începe și până când începe să se întoarcă de la speranțele false, schimbându-și atitudinile, sentimentele și comportamentul. Richard Baxter, un puritan contemporan cu John Bunyan și John Owen, spunea, pledează cu tine însuți. Ce face un avocat? Pledează un caz. Pledează cu tine însuți, de la nepăsare la înflăcărare, de la un păcătos uituc și un iubitor de lume la un îndrăgostit fierbinte de Domnul, de la un laș fricos la un creștin hotărât, de la tristețe neroditoare la o viață bucuroasă. Pledează cu tine însuți. Folosește cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa preocupările tale să te modeleze, ci modelează-ți preocupările prin puterea Evangheliei. Noi, dragilor, suntem oameni ai cuvântului. Noi nu ar trebui să fim modelați de gândurile din afară sau de gândurile propriei noastre inimi, ci din nou și din nou trebuie să ne aducem aminte de Evanghelie, de adevărurile ei și să le împingem tare înspre inima noastră. Da? Și mai apoi experimentează prezența și bucuria în Dumnezeu. Închină-te, pocăiește-te, bucură-te. O să discutăm imediat despre rugăciune în mod concret. Da? Dar roagă-te pe baza meditației ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem în sesiunea următoare că meditația este o tranziție înspre cuvântul lui Dumnezeu. După ce am meditat, sunt în postura potrivită să vin înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Am mai pus acolo o secțiune, uită-te peste ea, meditația, mai ales în suferință, mă ajută să supraviețuiesc. Să nu cad în depresie,
să nu să fiu disperat, să nu abandonez. Dar citiți Psalmul 119, subliniază rolurile cuvântului lui Dumnezeu și psalmistul se găsea, era asaltat, era persecutat, prinții vorbeau împotriva lui, dar el cugetă la cuvânt. Da? Și veți vedea acolo și alte întrebări pe care pe care le pot folosi în meditație. Așadar, Dumnezeu te cheamă de la citirea cuvântului să-ți concentrezi atenția minții asupra cuvântului, dar mai apoi să-ți chemi inima, să-ți înclini inima înspre îmbrățișarea acestor adevăruri, să experimenteze ceea ce Dumnezeu dorește să experimenteze și apoi merge înspre rugăciune.